Îți spun acum că în 1901, pe 10 decembrie, erau decernate primele premii Nobel la Stockholm. Ceremonia a avut loc la comemorarea a 5 ani de la moartea savantului Alfred Nobel. Acesta și-a donat întreaga avere pentru premierea anuală a celor mai importante descoperiri. În 1903, Marie Curie devenea prima femeie din lume laureată a premiului Nobel pentru fizică. Dintre toate categoriile, premiul Nobel pentru pace a devenit cel mai popular. De atunci, nume celebre au primit această distinție. Can't we become really a soul only in consciously serving the intellectual life? I bring you greetings from many, many Americans of goodwill, Negro and white, who are committed to the struggle for brotherhood and to the crusade for world peace. On their behalf, I have come to Oslo to accept the Nobel Peace Prize.